părere aveți despre tăierea excesivă a copacilor în județul Botoșani? Eu am o părere foarte proastă, pentru că ne trebuie spații verzi. Ne trebuie foarte mulți să mai plantăm, în loc să plantăm, noi tăiem. Aici e o problemă foarte dificilă. Stăm la umbră acum, da? Mulțumită cui. Se simte căldura tot în fiecare an tot mai tare. Infrastructura verde trebuie gândită pe termen foarte lung. Am o părere foarte proastă despre tăierea copacilor și în pădure și în oraș, fără un plan de a înlocui. Îți dai seama că n-am o părere bună, dar eu fiind tânăr nu prea mă interesează lucrul ăsta. Pentru oamenii mai în vârstă, cred că, na. N-am o părere foarte bună. Oricum nu numai aici în zona Botoșanului, cam și peste tot, și în județul Suceava și peste tot. Se taie și se lasă așa, rămân, când mergi, să zici, la un picnic sau treci pe undeva, se vede totul ras la pământ. Da, nu trebuie, numai cei care sunt îmbătrâniți, crengile, care sunt uscate și cad peste mașini, asta da, dar altfel cum este oxigen, nu? Mi se pare o chestie super nașpa, deoarece consider că fură din aspectul botoșanului și mi se pare că se bag foarte mulți bani în buzunar din partea celor care îi taie. Ce îi deranjează? În loc să plantez, ei taie? Mi se pare una penibilă, că nu o să mai avem oxigen, nici umbră, nici nimic. Foarte mult afectează. Avem foarte multă nevoie de copaci. Nu-i corect, nu-i. Eventual să curăță și să rămână așa. Cu cât o taie mai mult, cu atâta mai poluat orașul.